Clubul ASU Poli Timișoara poartă negocieri pentru transferuri, iar numele aduse în discuție sunt interesante. Bogdan Andone va testa până la urmă doi atacanți din străinătate, deoarece la reunirea de luna viitoare nu va fi prezent doar Noe Bokila, fratele mai celebrului Jeremy, ci și Gueye Mansur. De asemenea, echipa suporterilor e aproape să semneze cu fundașul Cornel Ene. Mansur este binecunoscut suporterilor poliști de pe vremea când juca la vechea Poli, de unde s-a și ales cu porecla de omul foarfecă. Pe lângă experiența timișoreană, atacantul senegalez, ajuns la 32 de ani, a mai jucat la o serie de echipe din Italia, Elveția, Kazahstan, Arabia Saudită sau Bulgaria, dar și în țară la CS Buftea și Gloria Buzău. Ultima dată a evoluat în ligile inferioare din Spania. Jucătorul a avut pauze în evoluții din cauza problemelor cu accidentările.